Invit acum la pupitru pe domnul deputat și istoric Daniel Gheorghe, care ne va vorbi despre progres și conservarea identității naționale sub dinastiile europene, rolul unei dinastii străine. Mulțumesc, domnule copreședinte Alianței Naționale pentru restaurarea monarhiei. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, domnule prim-ministru, a vorbi acum despre monarhiile europene este o sarcină destul de amplă și destul de largă sub multe aspecte și ar trebui să ne gândim de unde pornește acest principiu monarhic la nivel european, un principiu care inițial derivă din ceea ce am înțelege noi între legătura între oameni și Dumnezeu. În principiile inițiale ale monarhiei creștine, care se consolidează în Europa, în special după Carol cel Mare și apoi Otto cel Mare, avem acest principiu al conlucrării dintre puterea religioasă și puterea laică, puterea laică fiind reprezentată la vârf de principiul regalității. Iar regalitatea fiind acea instituție care leagă simbolic comunitatea omenească de divinitate și este prin ungere îndrituită cu acest rol de conducere a vieții omenești. Toate dinastiile europene pe care le cunoaștem astăzi, pentru că încă în Europa, după cum bine știți cu toții, mai sunt câteva țări care păstrează monarhia ca formă de conducere și reprezentare nivel la vârf. Mă gândesc la Marea Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg, Spania, Suedia, Norvegia. Toate aceste monarhii, precum și celelalte dinastii din Europa, dinastii care nu se mai regăsesc în acest moment pe tron, sunt înrudite. Aceste înrudiri pornesc în principal și din existența unui trunchi comun al acestor instituții monarhice, dar pornesc și din tradiția aceea păstrată prin legea salică și prin regulamentele aristocratice, unele care datează deci de 1000 de ani, prin care căsătoriile erau îngăduite doar între oameni care aparțineau aceleași clase sociale, iar în mediul princiar, să spunem așa, puteai să te căsătorești doar cu cineva dintr-o altă familie domnitoare ori dintr-o familie aristocratică de rang înalt. Astăzi, marea majoritate a dinastiilor europene, atât cele care sunt pe tron, cât și cele care nu sunt în capacitatea de a domni în acest moment, sunt de origine germană, să spunem așa, sau chiar germanică. Și acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că toate aceste dinastii pe care astăzi Europa le cunoaște au beneficiat la un moment dat, mai mult sau mai puțin, în istoria lor, de o înrudire cu unul din ducatele, principatele sau regatele germane. Știm că până în vremea lui Wilhelm de Hohenzollern, Wilhelm cel Mare, care va reuși să construiască alături de cancelarul Bismarck, Germania modernă, statul german avea 365 de ducate și principate. De aceea vom vedea că foarte mulți din regii Europei sunt din dinastia de Saxa-Coburgota, de Hanovra, de Amsberg, de Holstein, de Glücksburg și așa mai departe, familii care provin din aceste ramuri princiare germane. Și să nu uităm, bineînțeles, și familia noastră domnitoare, care este tot de origine germană, Hohenzollern-Sigmaringen. Avem două ramuri ale Hohenzollern, ramura suabă, șvabă, mai direct spus, din sud-vestul Germaniei, unde a castelul Sigmaringen, acum 177 de ani, se năștea la 20 aprilie 1839 principele Carol, viitorul rege Carol I al României, și avem
ramura protestantă, ramura care a dat dinastia conducătoare a Germaniei până la sfârșitul Primului Război Mondial, dinastia care s-a evidențiat în special începând cu secolul XVIII după domnia lui Frederic cel Mare, ramura protestantă a dinastiei de Hohenzollern. O altă dinastie tot de origine germană care permanent a fost un fel de competitoare a Hohenzollernilor este dinastia de Habsburg, care astăzi nu mai domnește, dar care are la rândul său o serie de moștenitori care trăiesc în Austria, în Germania și în alte țări din Europa Occidentală. Trebuie să spunem că pe undeva monarhia se confundă cu ceea ce înseamnă crearea identității naționale. Și vă voi da câteva exemple. Este cazul Marii Britanii. Regina actuală, regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, este, ca marea majoritate a capetelor încoronate europene, este și ea la rândul său tot de origine germană. Ea nu provine direct din vechile dinastii britanice, dinastia Tudorilor, dinastia Stuarților. Ea este urmașa dinastiei de Hanovra, Saxa, Coburg, Gotha. Pentru că, așa cum știm, Marea Britanie este dovada clară a ceea ce înseamnă valurile succesive de dinastii străine. Simbolic, ea este urmașa regelui saxon Alfred cel Mare, care a unit Anglia prin secolul IX. Practic, după 1066, după venirea normanzilor prin Wilhelm Cuceritorul, toată aristocrația anglosaxonă este dată la o parte și înlocuită cu aristocrație normandă. Această aristocrație normandă provenea din, era preponderent de origine vikingă, dar și de origine franceză. Bine, a pune semnul egal între vikingi și aristocrație este un pic forțat, pentru că știm că vikingii au avut o istorie destul de tulbure și destul de necurată la un moment dat în trecutul Europei. Dar după acest moment al dinastiei normande, vine o dinastie franceză, dinastia Plantageneților. După dinastia Plantageneților, care vorbea exclusiv limba franceză, pe fondul unui război civil, după Henry de Lancaster, pe la 1400, avem apariția conștiinței identitare engleze și apoi britanice pe fondul războiului de 100 de ani și pe fondul presiunii tot mai mari a micii a burgheziei care începea să se încropească la acea dată și care dorea să-și exprime identitatea locală la un nivel diferit. Deci, practic, 400 de ani, dinastia, la nivel aristocratic, în acte oficiale și la nivelul politicii de vârf, Anglia a avut ca limbă oficială franceză. Vine o dinastie locală, dinastia galeză a Tudorilor, vine apoi o dinastie scoțiană a Stuarților, apoi vine dinastia de Orania, de origine olandeză, iar la sfârșit vine dinastia de Hanovra. O dinastie în care primii trei regi, pornind de la George I, aveau ca limbă maternă germană. Și aveau ca limbă maternă germană și se născuseră în Germania.